Bugetul reflectă realitatea economică și socială din acest moment din România și, de asemenea, concepția politică și programul politic al alianței care a câștigat în mod foarte clar alegerile parlamentare în 2016. Construcția bugetului pentru acest an s-a bazat pe faptul că după acești ani de creștere economică neîntreruptă, avem un produs intern brut mai mare, un buget mai mare, cu un deficit mai scăzut și o datorie publică în scădere. În același timp, ca orice buget de la noi sau de oriunde în lume, nu poate să răspundă tuturor așteptărilor, dar este un buget realist și cu perspectivă de dezvoltare pentru România. În primul rând, așa cum am mai spus, anul 2019 va fi un an al investițiilor. După 2 ani de majorări consistente de pensii și salarii, preocuparea cea mai importantă a cetățenilor o reprezintă în mod firesc investițiile în infrastructura de transport, în sănătate, în grădinițe, școli, în agricultură și, desigur, în proiectele de dezvoltare locală. Am ținut, deci, cont de vocea cetățenilor și am croit un buget care să răspundă acestor așteptări. Am suplimentat bugetul investițiilor cu 15,7 miliarde de lei față de anul trecut, din care 6 miliarde se adaugă direct la bugetul pentru infrastructura de transport. Ne dorim ca în acest an să accelerăm lucrurile pentru drumurile expres și autostrăzi. Vom continua să finalizăm segmentele de legătură pe autostrăzile din Transilvania, dar vom demara în acest an proiecte de drumuri expres, autostrăzi și în Moldova sau în Sud, pentru a reduce decalajele de dezvoltare. Este absolut necesar să legăm granița de vest cu Marea Neagră pentru a pune România pe harta marilor trasee comerciale către centrul și vestul Europei. Dar în același timp este necesar să recuperăm decalajele de dezvoltare din Moldova și din Sud, pentru că toți cetățenii României merită un trai decent. O altă veste bună este că în acest an programele europene vor merge cu toate motoarele turate. Am recuperat întârzierile din 2016, am ajuns din urmă media europeană la gradul de absorpție, iar în anul 2019 avem deja multe proiecte ajunse la maturitate care vor aduce mai mulți bani pentru investiții în țara noastră. Toți acești bani europeni ajung în dezvoltarea României, a comunităților locale și vor contribui la creșterea condițiilor de trai ale cetățenilor români. Ne vom bate pentru acești bani europeni, pentru că, așa cum am spus și la întâlnirile cu reprezentanții Uniunii Europene, România își dorește să fie un stat pe deplin integrat în Europa, dar în același timp ne dorim un tratament egal față de România. Iar tratament egal înseamnă inclusiv accesul țării noastre la fondurile de dezvoltare ale Uniunii. Avem deja o bună expertiză în acest exercițiu financiar, dobândit în anii precedenți, toată lumea s-a familiarizat cu aceste mecanisme, deci avem tot ce ne trebuie pentru a depăși media Uniunii Europene în ceea ce privește gradul de absorpție.